astăzi vom construi brad de noob versus pro versus hacker alături de cel mai tare om, Andrei 2010. Salut! Mă rog, nu știu ce a zis cel mai tare om. Cred că n-am avut efectiv alt compliment pentru tine. What? Andrei, a venit Moș Nicolae astăzi. Ce ți-a adus? Ce? Yay! Ce ți-a adus? Zi, ce? Dulciuri! Oh my god! Păi și pizza, că gen, știu că tu orice spuneai gen în legătură de mâncare, tu spuneai pizza, gen, adică chiar nu ți-a adus pizza Moș Nicolae, gen, wow, mă mir, dulciuri, paranteză, pizza. Ok, da, mai buni, aseară sau astăzi de dimineață, nu știu când a venit la voi, a venit Moș Nicolae, la mine a venit aseară la 12, noaptea l-am prins și astăzi vom face brad, pentru că am intrat în spiritul sărbătorilor, oameni buni, pentru că a venit Moș Nicolae și trebuie să începem toată treaba asta, să intrăm în spiritul Crăciunului și vom face brad, pentru că și eu ieri am făcut bradul și Andrei a făcut bradul. Și nu uitați, oameni buni, să dați un mare like la acest videoclip, un subscribe, un comoțel. Andrei, azi tu ți-ai făcut bradul? Ți l-ai făcut, nu? Gen, ai făcut bradul, că altfel unde să vină Moș Nicolae? Gen, eu da, ok, tu da, eu l-am făcut aseară, mă, ești surd. Ok, și Andrei, înainte să începem acest episod de nu vreau sus, vreau sus, care zic că te like-uri la clipul ăsta. Aseară ți-ai făcut bradul? Da, mă, aseară mi l-am făcut. Când altcândva? Mă rog, bradul, chestia aia. Ce chestia aia, bro? Frate, eu am pus poză cu bradul pe Instagram. Gen, chiar arată frumos, puteți să vă duceți să îl vedeți. Al meu e mai frumos. Zi, mă, câte like-uri, lasă-mă cu bradul tău. Vedem, mă, cine face ce mai frumos brad, da? Azi vedem. Zi câte like-uri. 700 de mii de like-uri. 700 ca... Nu, mă, zi o sumă realistă. 600 ca... Zi, mă, câte like-uri. Zi pe bune, fără troll. Zi. 12.500. Hai să ne dacă putem strânge 10.000 de like-uri la clipul ăsta. Seria de nu versus pro, unde, să vă spun pe scurt, avem 3 construcții de făcut, una de nu, una de pro, una de hacker. La construcția de nu trebuie să folosim cele mai ieftine materiale, cum ar fi dirt, cobblestone și așa mai departe, și avem doar 1 minut. La construcția de pro avem voie să folosim toate materialele din joc și avem 5 minute, iar la construcția de hacker avem voie să folosim toate materialele, avem 10 minute și în plus de asta avem această comandă care practic face toată treaba de hacker, se numește World Edit și practic cu comanda asta poți să tai chestii, poți să le pui la loc, poți să pui diamond, poți să pui, ce mai poți să pui? Frunze! Ok, astea cred că nu sunt frunze, dar ați înțeles care-i treaba, hai să-i dăm drumul la nebunie, să vedem cine face cel mai tare brad de nou versus pro versus hacker. Andrei, ești gata pentru bradul, pentru pomul de noob? Ok, da, e gata. Bă, eu nici nu știu cum să fac. Actually, știu cum să fac. Bă, da, vezi că trebuie să fie gen, nu un copac gen simplu, trebuie să fie de Crăciun, cum ar veni, chiar dacă nu e Crăciunul, ceva așa, gen, să fie un brad împodobit, înțelegi? Ai înțeles? Ai înțeles? Ai înțeles? Da, bun, hai să vedem. Avem un minut începând de acum. Ok, bun, hai să vedem. Bă, o să fie destul de simplu, fii atent. Știu cum să fac acest brad, deci știu cum să fac acest brăduleț. O să fie ceva clasic, greu de tot. Ok, dar e de numb la urma urmei, nu? Deci, ok, ăsta e. Ok, nu arată rău deloc. Bă, dar nu, stai, nu e bine, că trebuie să fie de noob. Oh my god. Oh my god, nu, 41, ok, ignorați-l. Stai că fac eu acum unul de noob. Fac acum unul de noob de urgență. Fii atent. Bam. Ok. Bun. Ok, mai avem 20 de secunde. Deci, bă, îl fac de noob, frate, da? Deci îl fac de noob, de noob. Bun. Nu, actually nu. Ok. Deci ăsta chiar e de nu, bro. Gata. Și pe ăsta, ignorați-l, ăsta trebuie să fie tăiat de urgență. 2 secunde mai avem, Andrei. Stop! Deci ăsta este bradul meu de nu. Bă, chiar e un brad de nu, adică arată penibil rău de tot. Andrei, ești gata să ne întoarcem și să vedem ce am făcut? Deci, ok, 3, 2, 1 și... Oh my god, Andrei netrebnicule. Bă, m-am trecut. Uitați-vă ce... Andrei, explică-mi bradul ăsta pe care l-ai făcut, te rog frumos. Doar explică-mi-l. De ce ai pus-o inimioară? Fraților, da, ăsta este bradul pe care Andrei l-a făcut. Și într-adevăr e de noob, recunosc. Dar Andrei, unde încap cadourile sub bradul ăsta? Explică-mi, unde intră cadourile? Zi repede. Asta e bradul tău din viața reală? Du-te, bă! Nu arată al meu niciodată așa. Bun, uite cum arată bradul meu de noob. E mai realist, adică gen... efectiv, nici nu există un brad ca al tău așa de mic pe care l-ai făcut. Gen, nici nu există. E mai de pro?
Nu e cu să fie, bă, de pro, e de noob. Mă rog, scrieți în comentarii cine a câștigat. Hai să trecem la ăla de pro. Ok, Andrei, ești gata pentru cele pro? Da, ok, aia vreau să văd. Bă, fii atent, la ăsta să facem și cadouri sub. Nu, nu cadouri, dulciuri. Cadouri aducem Moș Crăciun, da? Deci la ăsta să facem sub și dulciuri. Ok, bine, hai să vedem. Avem 5 minute începând de acum. Deci 5 minute începând de acum. Bun. Bă, da, hai să vedem. Ia să vedem. Ok, ia să vedem. Deci vreau să fac o mare nebunie. Deci vreau să-l fac tare rău de tot pe ăsta, Andrei. Nu știu dacă mă crezi. Avem și un model pentru că avem voie să ne inspirăm, desigur, mai ales pentru ăsta de pro. Ok, bun, și hai să vedem. Dă-i. Mamă, dar o să fie greu. O să fie greu să-l fac. Mama, Andrei, ce fac? O să fie greu. Zi tu de, nu o să fie greu. Ok. 1, 2, 3, 4. O să fie. Da, logic, Andrei nu mai zice nimic. Așa face el în fiecare episod de nu versus pro. Nu mai zice nimic el. Bazic. Ok, ok, el zice. Oh my god, asta o să iasă, cred că. Asta ori o să iasă oribil, ori o să iasă epic. E ușor asta. Hai că e ușor dacă e. Hai că e ușor dacă e. Ok, eu vreau să-l fac gen. Mama, e oribil. Mama, este. Mama. Că e ușor ăsta. Mama. Bă, nu, retrag. Nu e bine. Ok, din nou. O luăm de la capăt, cum eram? Ok. Bun. Bun, dar stai că trebuie să spar tot ăsta, că vreau să fac tot aici. Sparge. Ok, let's go. Bun, perfect, bam. Da, mă, da, aia zic. Hai că, se vede progresul, gen, se vede progresul. Dar trebuie să fac așa cu d-astea. Ok, iau și niște d-astea. Ba, Andrei, știu că deja, nu știu, e prea devreme, gen, e prea devreme. Dar ce ai vrea tu să-ți aducă Moș Crăciun? Care e bossul, gen, e regele Moș Crăciun. Ce ai vrea tu să-ți aducă Moș Crăciun? Chiar sunt foarte, foarte curios. Și dacă zici pizza, trolezi. Gen, pe bune, ce ai vrea să-ți aducă ție Moș Crăciun? Omul, da, scrie ceva. Un Samsung Fold 4, dar nu o să se întâmple? What? Bă, la noi e ceva gen 100 de milioane sau ceva? Gen, nu e ceva gen cel mai scump telefon din istorie sau ceva? Nu arată rău. Ba da, tocmai de aia zic că nu o să se întâmple. Bă, eu zic că o să se întâmple, Andrei, dacă chiar ai încredere. Moșu e pe buget anul ăsta, hopa, deci e pe buget anul ăsta la Andrei. Bă, arată oribil dacă vreți să mă întrebați pe mine. Cred că Andrei o să facă ceva mai mișto. Dar fii atent, știi ce nu o să facă Andrei? Câte minute mai am? 2 minute și 16? Fii atent. Ok. Oh. Mama, asta nu e ok. Dar, ok, fii atent ce fac eu și nu o să fac Andrei niciodată. Mama, nu e bine. Ok. Mamă, cel mai nebun. Ok. Bun. Deci până aici. Mamă. A, dar stai că asta nu e de hacker. Nu, asta trebuie să fac la hacker. Nu, deci ignorați ideea aia. Deci ideea asta pe care voiam să o fac acum, o să o fac la cel de hacker. Ok. Bun. Bun, și asta e așa. Stai o secundă că actually, uite, la asta nu m-am gândit. La asta nu m-am gândit. Că astea sunt cadourile. Realist vorbind, nu? Ok, bun. Și fii atent. Fiecare chiar o să aibă câte un cadou. Deci fii atent. Avem un fel următor. Ok. Bun. Perfect. Și hai să punem pentru cine e. Deci. Cadou pentru... Ok, perfect. Deci ăsta este cadoul pentru Andrei 2010. Și hai să și explic de ce e cadoul ăla. Uite, o să explic aici. În scrisoare. Cadoul este pentru Andrei 2010, deoarece trebuie să învețe cum se scrie și cum se citește limba română. Ok. Bun, hai să punem ăsta acolo. Bun, pentru cine să mai punem? Actually, cred că ăsta o să fie pentru... Tot pentru... Pentru știți voi cine. Ok.
aici nu trebuie să mai justific de ce am făcut cadou ăsta, deci nu trebuie să mai justific. Pentru cine să mai fac cadou? Pentru un YouTuber. Pentru YouTuberul meu preferat. Ok, și știu ce mai trebuie, știu ce-i place lui. Și cred că se înțelege de ce. Ok, regele. Bun, pentru cine să mai fac cadou? Pentru un alt YouTuber de-al meu. No! Holy! Andrei, gata, stop. Stop. Andrei, tu n-ai terminat, să înțeleg, nu? Deci tu chiar n-ai terminat. Deci Andrei nu a terminat. Ai terminat sau n-ai terminat, Andrei? Că nu înțeleg. Da sau nu? Ok, Andrei, gen... Îmi răspund și mie astăzi? Imediat, holy, și a luat 3000 de ani să scrie asta. Deci clar e concentrat. Clar e concentrat, dacă... De fapt, gata. Ok, deci ne putem întoarce? Deja ne putem... Nu. Păi cum adică dacă ai zis gata, gen, cum adică nu ne putem întoarce, gen... Bă, troleze, Andrei? Mă rog, în alte știri, oameni buni. Asta este pomul meu, bradul meu. 20 de secunde numără. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 17, 18, 19, 20! Mă întorc? Andrei? Da, ok, 3, 2, 1 și... Ok! Nu cred! O premieră în seria asta? Când Andrei face ceva mai mișto decât mine? Oh my god! Asta chiar arată tare, gen... Bro, astea zici că-s cadouri! What? Și... Wow, ce mi-a dus moșul? Bă, moșicul ăla ăsta e cam nebun? Cum mi-a dus moșul ceva? Bă, trebuie să aducă mâncare, nu diamante! Holy, e nebun, mă? Ok, bă, sincer, wow! Chiar ți-a ieșit insane și... Bă, ai făcut mai bine ca mine, nu cred! Wow, ok, genial! Da, asta am făcut eu, gen, e de menționat și bradul meu, sincer. Pentru că, uite, eu am avut cadouri personalizate. Uite, am avut cadou pentru Andrei 2010. Am avut cadou... Bă, nu da foc, mă. Am avut cadou pentru încă un... Bă! Am avut încă un cadou pentru Andrei 2010 și în bucă în cuilul ăla se explică de ce ți-am dat cadou respectiv. Uite, poți să verifici. Asta, uite, ți-am dat o carte. Și uite de ce am zis că ți-am dat o carte, gen... Te-ai prins? Ok. Mă, tu așa faci cu cadourile de la Moș Nicolae? Ok, și aici este un cadou pentru Insanity. Cred că se înțelege. Și aici este un cadou pentru Rafael. A? Ce părere ai? Și ăsta e pentru nimeni. Gen. Trebuia să fii mai generos cu Rafa? Păi cum adică, mă, diamante? What the? Bă, păi Moș Nicolae nu e Moș Crăciun. Ăsta e sărac. Bun, hai să trecem la următorul brad. Ești gata? Cel de hacker. Da, ok, hai să... Să-i dăm, gen. Bă, Andrei, tu crezi că ești pregătit emoțional la urma urmei pentru ăsta de hacker, gen? Nu? Ok, bine. Cam atunci cu acest... Glumesc, mă, glumesc. Hai să-i dăm, avem 10 minute începând de acum. 10 minute. Eu nici nu mă stresez. Deci nici măcar nu mă stresez, frate. Deci, Andrei se stresează pentru ăsta, iar eu o să fiu chill. Eu o să fiu prea chill. Oh, mă... actually, cred că putea să iasă mai bine. Bă, de ce te-ai uitat, bro? What? Ok, hai să-i dăm, Andrei. Deci, îi dăm cu asta. Chiar dacă mai avem 8 minute. Că până acum, deci până în secunda asta, efectiv n-am făcut nimic. Gen, nu am făcut absolut nimic. Doar ne-am gândit, bă, ce am putea face. Și Andrei a zis, a decis să copieze de pe Google. El așa a zis, bă, știi ceva, frate, eu o să iau de pe Google. Și eu am zis, bă, frate, poți să iei. Adică pe mine nu mă deranjează, știi ceva. Dar, na, e complet decizia ta. Minte? No, 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 fraților. Știți că nu, n-am de ce să fac așa ceva, gen. Mi-a zis, ok, frate, fă ce vrei. E complet decizia ta, așa e. Da, fraților, sper că nu minte. Ok, 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 ok. Da, cred că ăsta e cel mai trist pom, sincer. Am subscribe, bă, vezi cum vorbești. Să nu mai zici niciodată așa ceva. Ok, ideea în felul următor. Bă, ăsta de hacker s-ar putea să fie mai greu decât pare. Gen, cred că înțelege ce zic. Nici nu știu cum să-l fac, frate. Cum să-l modelez, cum să-l nimic. Una, două, una, două, una, două.
Una, două. Ăsta o să fie așa mai cheluțu gen. Puțin mai cheluțu. Spruce leaves. Ne folosim abilitățile de hacker, clasic. Bun. Ok, m-am la viteză maximă. Bă, arată cam meh. Cam McDonald's. Bă, da, nu știu ce să zic sincer. Aolo, dar dispar alea puse. Ok, știi ceva? Asta nu o să fie cel mai tare pe estetică. O să fie cel mai tare pe alte puncte de vedere ăsta de hacker, da? Deci asta o să fie mai tare pe... O să vedeți voi pe ce. Deci imediat o să vă dați voi seama pe ce o să fie ăsta cel mai tare. Ok. Bun. Haide. Bun. Hai mă, aia vreau să văd. Hop. Bun, ok, am pus-o de asta. Și acum îi punem și pe partea asta, fii atent că îi punem și pe partea asta, adică nu e de joacă aici. Înțelegi, Andrei? Deci ce faci tu acolo e nimic ce faci tu acolo, Andrei. Față de ce fac eu aici, acilișea. Ok. Bun. Ok. Bun, ia să vedem cum arată. Bă, arată oribil, actually. Bă, dar na, bă, ce să-i facă, tata, că așa se spawnează ăsta. Bă. Doamne, arată mai bine la de pro, doamne, bă, nu se poate, mă. Nu se poate așa ceva. Nici nu știu ce să-i fac, bă, băiatule, să arate mai decent așa. Nu știu ce să-i fac, Andrei, ajută-mă. Ok, măcar ca să salvez situația, o să apelez la o... La o de asta. Cred că v-ați prins voi ce. Ok, dar acum ce face treaba asta de hacker, probabil mă întrebați. Ce face acest copac, acest pom de Crăciun, acest brad să fie de hacker? E bine, chiar așteptam să întrebați, sincer. Deci, uite, cel puțin Andrei chiar aștepta să întrebați. Ok, bun, fii atent. Da? Ok, fii atent. Bun. Ok. Mama, am căzut fix pe o vacă. Bun. Set. Ok, cred că am făcut bine. Deci o să vedeți, da? Exact ideea pe care voiam să o implementez la ala de pro, să o implementez aici. Bă, de ce tot fac screenshot-uri? Ok. Bun, aici așa și aici. Jup. Aici. Bam, aia zic. Mama, hai că o să iasă nebunie. Andrei nici nu știe. Deci Andrei nici nu știe. Ăsta o să fie mai tare pe alte, pe alte chestii. V-am promis că o să fie mai tare pe altceva. Din alt punct de vedere o să fie mai tare. Ok. Și aici venim de aici și luăm de sus. Ok. Bam. Da, mă, da. Aia zic, tată. Aia zic, tartă. Ok, perfect. Bun, și fii atent, caz pe aici. Mamă, dar stai că n-ar mai trebui să vorbesc, Andrei mă aude. Și dacă Andrei mă aude, e jale, sincer. Ok, bun. Și aici caz în asta. Ok, și de aici poți să mergi în felul următor. Poți să mergi pe aici, unde aici se întâmplă tot felul de nebunii. Uite, hai să luăm și noi de aici. Dai. Bă, nu-i bine. Ok, stop. Stop. Luăm de aici până... Aolo. Până aici, să vedem. Până aici. Hop. Cut. Ok, cred că n-am făcut nimic, actually. Cred că n-am făcut absolut nimic. Dar stai așa, stai. Dai. Bun. Până aici. Cut. Da, cred că n-a fost o idee foarte inspirată să fac la stratul 67. Andrei, țin să te informez că mai avem 2 minute 45 între timp, gen. Ce? Da, nu că ce, gen. Na, pur și simplu, asta e viața, adică is this the life I wanna live, I wanna carry on, gen. Da, deci n-ai ce să faci, Andrei. Termin. Ata e te, frățiorul. Dai. Haide, că trebuie să iasă nebunia asta. Bam.
No, de ce? Doamne, de ce numai eu? Ah, actually, mă, merge așa ca design, sinceră. E ceva mai sălbatic așa, într-un fel. Ok, pe aici. Wait a second. Oh, ok. Pe aici cădeai. Hai să facem așa pe aici. Mamă, 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 nu știu dacă vreodată o să termin eu ce vreau să fac aici. E prea mult pentru 10 minute. Aie, ce reușim să facem în 10 minute, reușim să facem. N-ai ce să faci. N-ai ce să faci, Andrei. Ataete. Deci chiar nu am ce să fac, frate. Nu am efectiv ce să fac. Hai să locuiesc măcar aici să fie bine. Pun și eu niște prelungim. Numai, frate, numai, că toată lumea se ia de mine. Că de ce prelungesc, că nu știu ce. Oh. Ok. No, de, nu mai prelungim, Andrei, pentru că nu mai vreau, nu mai vreau să zic lumea că bă, stai, nu vreau de tot. Ce reușim să facem în 10 minute? Aia reușim să facem în 10 minute, frate. Nu mai. Nu mai, nu mai, gata. S-a terminat, Andrei. Ok. Ok. Bun. Și aici aș vrea să fie așa un model mai interesant. Ceva în genul ăsta. Ok. Și hai să punem și sus. Sus. Ok. Cât mai avem? 36 de secunde, Andrei. Ataete. Ce? N-ai ce să faci, Andrei. Nu ai ce să faci, pur și simplu. Deci nu ai ce să faci. Ok. Luăm și un d-asta. Bam, bam, bam. Bam. Ok. Pun doi d-astea. Pun aici niște d-astea. Niște d-astea pe aici. Niște d-astea. Vedem ce nu merge în rulata asta, tura. Ok. Bam, 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 bam. Ok. Și mai punem niște d-astea pe aici. Bam. Mai punem niște... Ok. Niște d-astea pe aici. Gata, Andrei. Gata, stop. S-a terminat, Andrei. Stop, 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 stop. Stop la timer. Efectiv, oprește-te în secunda asta. Orice ai face, oprește-te. Poți să mai pui două blocuri, trei. Că uite și o pun. Recunosc. Și... asta este, Andrei. Asta este povara noastră. Gata. Poți să te întorci, Andrei. 3, 2, 1. Stai. Păi hai, frate, gata. S-au dus 10 minute. Am făcut cea mai oribilă chestie. Aie, uneori iese, uneori nu iese, gen. Dar n-ai ce să faci. Hai, Andrei, trebuie să ne întoarcem. Gata. 10 minute au trecut. Au trecut 10 minute, Andrei. Gata. Un minut. Oh, ok, mai așteptăm un minut pentru Andrei. Bă, Andrei, după 4000 de ani ești gata că nu mai suport. Da, ok, este, mă. Hai să ne întoarcem în 3, 2, 1 și... What? Bă, nu te cred, mă. What? Ok, nu cred, nu cred că m-a bătut, nu cred că m-a bătut. Doamne, bă, ce tare e, bă. Uitați-vă ce a făcut Andrei, bro. Bă, nu tu ai făcut asta. Mă, sigur ești tu la calculator? Cât face 2 plus 2? 4. 3 plus 3? A, da, e el, e el. Bă, 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 frate, bă, stai puțin. Mamă, ce tare, bă, cadouri, what? Bă, a făcut și de asta, mă. Bă, tare, tare, tare. Însă, e de pro. Gen, e mai degrabă de pro, gen. Adică, e tare, dar e de pro, gen. Aia e faza. Înțelegi ce zic? Da, da, cred că a ta... Da, cred că a ta e de hacker. Bă, a mea e de hacker, dar hai să-ți explic de ce. Fii atent, fii atent. Andrei, fii atent. Ești gata? Pasta nu știai. Pasta nu știai. Deci pasta pe aici cade moșul. Exact, pe aici cade moșul și vine la tine în casă, gen. Mă rog, ignoră casa, dar gen. Săracul. Săracul și sinistru e aici. Bă, da, dar într-un fel e mai de hacker, gen. Are aptitudini mai de hacker decât are bă. Ok, știi ceva? Trece înapoi. Bă, fraților, nu vine să cred, frate, ce a făcut Andrei, frate. Bă, wow, 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 wow. Deci ce a făcut Andrei mi se pare insane. Scrieți în comentarii cine a câștigat. Deși eu recunosc că a câștigat Andrei. Toate cele bune, Andrei, niște ultimi cuvinte de mulțumire măcar, înainte să încheiem acest videoclip. Ok, ai zis foarte bine, 50.000 like-uri, toate cele bune, pa, pa.